În contextul în care lucrăm zilele astea, din ce în ce mai mult structura organizațiilor din care facem parte e mai complexă, formatul echipelor devine și el la fel, proiectele devin mai complexe, ceea ce face ca în final rezultatul muncii noastre să se vadă după mult mai mult timp sau să fie la sfârșit mai puțin vizibil sunt șanse mari ca mulți dintre noi să poată simți că poate pierd claritatea pe felul în care munca lor impactează produsul final sau rezultatul final al organizației. Pentru Bosch e important ca oamenii din organizație, dar și cei din afara ei, să înțeleagă că o bună aliniere individuală cu munca pe care o faci te poate ajuta să simți în general mai mult sens în muncă, dar și să ai mai multă claritate asupra muncii pe care o faci tu individual. Așadar, în acest context, astăzi vorbim despre importanța alinierii talentelor, pasiunilor, valorilor și motivațiilor noastre individuale cu viața profesională și cum ne creștem reziliența pentru a ne uita la obiective pe termen lung, având în vedere aceste patru elemente. Indiferent de domeniul în care lucrăm, lucrurile deosebite necesită de cele mai multe ori efort și timp pentru a fi înfăptuite și duse la bun sfârșit cu, cu bine. În contextul ăsta vorbim astăzi cu un invitat special, Ionuț Pop, pe care, Dorin, am onoarea și ocazia să te invit pe tine să, să ne-l prezi. Mersi, Luci, și abia aștept să-i dau și lui cuvântul. Salutare! Să vă spun două cuvinte despre Ionuț. El este în cadrul Centrului de Inginerie Bosch din 2015. În 2018 a început să preia un rol de coordonare pe echipa responsabilă de dezvoltare software și sisteme, precum și pe activitățile de testare pentru sistemele de parcare. ce îmi place foarte mult când ne-a povestit că motivația lui ca lider și manager de echipă este următoarea. Ne dezvoltăm împreună, ne bucurăm de munca noastră și ne inspirăm reciproc. Ionuț este entuziasmat de tehnologia de ultimă oră și îi place să contribuie la viitorul mobilității. Merită de asemenea să spunem că în cadrul Centrului de Inginerie Bosch lucrează peste 1000 de ingineri care acordă o importanță deosebită inovării continue, lucrează la proiecte de ultimă generație, conducerea automatizată, mobilitate electrică și conectată, acestea fiind doar câteva exemple din portofoliul centrului. Așadar, avem un partener de discuție care, prin natura jobului, lucrează la soluții și produse care vor fi pe piață în câțiva ani și cu siguranță va avea multe de împărtășit. Ionuț, bine ai venit, îți mulțumim că particip la această conversație pe care o avem. Bine v-am găsit și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Ionuț, așa un pic la început, înainte să intrăm în subiect, sunt foarte curios cum arată un proiect, cum arată. O... O activitate? Cum se vede treaba pe la voi? Mulțumesc pentru întrebare. Cred că e important să menționăm din capul locului că lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Și felul cum arată un proiect astăzi e diferit față de cum arăta acum șapte ani de zile când m-am alăturat eu, și pot să spun cu siguranță că în 4-5 ani va arăta diferit. Dacă îi să vorbim despre actualitate, proiectele sunt din ce în ce mai complexe, iar presiunea care vine din zona de piață, special asupra timpului, este una foarte mare. Și anume, dacă un proiect în trecut, când m-am alăturat eu, o durată de undeva la 2-3 ani în zona auto, de unde vin eu, industria auto, era o normalitate, astăzi timpul e din ce în ce mai redus. Vorbim de aceleași proiecte, poate mai complexe, cu siguranță mai complexe, care durează poate un an, un an jumătate. Asta ca și perspectiva timpului. Ce interesant, m-aș fi gândit că e cumva invers, că odată cu complexitatea proiectelor crește și timpul, dar e de înțeles că noi de altfel am vorbit și în primul episod al seriei esteia despre cât de mult se schimbă lucrurile și cât de accelerate sunt. Și aș vrea, Paul, să te întreb în contextul ăsta în care un proiect la nivel de organizație arată așa cum l-a descris Ionuț. Poate durează șase luni, un an, doi ani. Oricum ar fi, întrebarea mea pentru tine e noi ce putem să facem la nivel individual, să verificăm cu noi înșine în fiecare zi că suntem în continuare aliniați cu ce ne place să facem sau cu ce vrem să facem, că munca noastră e în continuare relevantă și satisfăcătoare pentru noi. În primul rând, salutare și eu nu mulțumesc și eu că ești cu noi în conversația asta. Luci, legat de ce întreb, eu aș da un pic de context. Aș zice așa că în lumea pe care a descris-o și eu în organizația la ei, dar și Dorina, așa mai big picture view, asta în care totul se întâmplă foarte repede, complexitatea crește, Cred că alinierea asta a noastră cu sine când vine vorba de muncă e ceva ce o să fie din ce în ce mai important. Pe măsură ce diferența profesională o să o facă preocuparea pentru subiect, entuziasmul față de subiect, creativitatea, nu știu, abilitatea de a rezolva probleme, capacitatea de a colabora cu alții, ca să poți să faci asta, psihologic trebuie să fii într-un spațiu de tonus mental ridicat, de performanță cognitivă. La nivel neuroștiințific, performanța cognitivă presupune un raport bun între diferite neurochimicale, dopamină, adrenalină, care să ne dea energie și motivație, dar totodată și să ne rămână cortexul prefrontal funcțional, pentru că știm că participă la imaginație, creativitate, decision making, complex și așa mai departe. Acum, noi în Mind Architect avem un model care ne-a ajutat pe câțiva dintre noi să ne găsim drumul profesional și pe el l-aș aduce în focusul conversației noastre, e modelul numit TPVM, despre care, dragilor, puteți asculta sau vedea mai multe și pe site, dacă vă doriți să aprofundați subiectul ăsta, dar pentru discuția noastră ne folosim de el ca fundație, ca așa, structură pentru conversație. Modelul ăsta are patru elemente, respectiv. t vine de la talente sau puncte forte, talente. P vine de la pasiuni. V, valori și M, motivații. Talente, pasiuni, valori și motivații. Filozofia din spatele modelului este a care, Așa, în spatele cortinei, adevărul e că primele două talente pasiuni sunt o idee care vine din cartea The Element a lui Sir Ken Robinson, tipul care a ținut discursul despre creativitate la TED în 2006, care a devenit cel mai vizualizat discurs de la TED al tuturor timpurilor. Titlul lui este Do Schools Kill Creativity, dacă școlile omoară creativitatea. Și Ken Robinson în The Element spune așa, că dacă reușim să ne identificăm punctele forte, Talentele, abilitățile native, schiluri, competențe, în esență lucruri la care suntem buni în mod natural. Și reușind să le intersectăm cu pasiunile noastre, pasiunile fiind definite drept interese sau preocupări sau lucruri pe care ne place să le facem sau studiem, lucruri care ne captează atenția, atunci o să operăm, o să trăim profesional vorbind în elementul nostru. În practica personală, eu am simțit că nu, intersecția între puncte forte sau talente și pasiuni nu e destul. Mai trebuie să filtrăm ce iese și prin celelalte două elemente, respectiv care ne sunt valorile și dacă munca pe care o facem e aliniată cu ele sau nu, și care ne sunt motivațiile. Da, hai să o luăm pe bucățele, deci am zis talente, pasiuni, valori, motivații. Când vine vorba de talente sau puncte forte, eu cred că e foarte important pentru oricare dintre noi să vedem dacă rolul pe care îl avem în organizație, indiferent de echipa din care facem parte sau de departament, e aliniat cu punctele noastre forte, logica fiind următoare. Punctele forte au o puternică componentă genetică, motiv pentru care puncte forte poți diferenția la copii din primii ani de viață, Modelul PCM de pildă măsoară punctele forte care izvorăsc din arhitectura personalității și vedem cât de diferit e de pildă să observ la tine că ești un copil spontan, creativ și jucăuș versus unul dedicat, perseverent în la detalii. Deci primul element pe care l-aș aduce în discuție este alinierea între job, între rolul profesional și punctele noastre forte. Dacă reușim să construim o carieră sau un rol în organizație care e Fundamentată, bazată pe punctele noastre forte, e ca și cum la Formula 1 plecăm din pole position. Plecăm cu un avantaj competitiv dat de faptul că dacă eu, de exemplu, am o gândire logică și analitică și rolul meu profesional cere de la mine să fiu logic și analitic, o să-mi fie mult mai ușor decât dacă trăsăturile astea la mine erau între ultimele puncte forte pe care le-am. Foarte multă oboseală în mediul organizațional vine când rolul pe care îl avem, mai ales cum ați descris voi rolurile fiind în puternică schimbare, singura constantă nu, era vorba asta de Only Constant is Change, singura constantă e schimbarea, când ai un rol care nu e aliniat cu punctele tale forte, cum ar fi pentru mine să scriu, <laughs> care nu este între punctele mele forte, consumăm multă, multă energie. Uite, Paul, la partea asta de abilități gândesc că în multe companii, ok, există și un proces probabil de recrutare, ne uităm la abilități, la skill-uri, dar aș vrea să-l întreb pe Ionuț acum că la un moment dat skill abilitățile devin depășite, chiar dacă am niște talente. Trebuie să mi le reîmprospătesc câteodată, poate să încep să învăț altceva. Exact. Și atunci l-aș întreba pe Ionuț, dacă în companie și cum fac ei partea asta de identificarea talentelor, Conceptul ăsta de talent management, cum se întâmplă la voi, Ionuț? Cu siguranță, aspectul schimbării vine și în zona profesională, și skillurile diferă de la un proiect la altul, de la un an la altul, poate, și atunci e nevoie să te ajustezi în mod continuu. Acum, dacă venim în concret pentru Bosch. Programele de talent management sunt dezvoltate în așa natură încât pot să fie ajustate în mod continuu. Și anume vorbim de programe care sunt dezvoltate pe cele trei direcții de dezvoltare pe care noi le avem. Vorbim de skill tehnice, vorbim de partea de leadership sau vorbim de partea de project management. Și ce pot să, ce pot să aduc în, în discuție, ca și exemplu sau ca și perspectivă? Hai să vorbim de un software engineer, da? zona din care eu vin. Cred că un aspect important e ceea ce are la bază. Și anume, pentru mine, pentru un software engineer, principalul lucru pe care ar trebui să îl facă, mai ales la începutul carierei, este să înțeleagă partea fundamentală. Pentru că partea fundamentală, indiferent că vorbim de software engineers, indiferent că vorbim de alte joburi, se schimbă mai rar, poate nu se schimbă deloc. Și de aceea, de exemplu, eu în momentul în care intervievez un software engineer, nu sunt neapărat interesat de ce îmi spune sau cum poate să scrie codul, indiferent de limbajul de programare pe care îl folosește și îl întreb să-mi scrie cu pixul și foaia, să-mi scrie cum ar face el chestia asta, pseudocod, și uh -huh. dacă ai reușit să acoperi sau să ai această parte fundamentală, partea de tranziție spre un element nou vine mult mai ușor. Și aici, spre exemplu, în cadrul companiei vorbim de programe de dezvoltare targetate spre tehnologii noi. Spre exemplu, trecem din zona de embedded spre cloud. Ionuț, ce audio de la tine și în context și cu ce povestea Paul? Este că te uiți la abilități, omul, de exemplu, să fie să aibă logică. Uh -huh. Pentru că tehnologia se învață în, într-un fel sau altul. Dar te-am mai auzit zicând, de exemplu, de, de leadership. Uh -huh. Asta mă duce cu gândul că la un moment dat identifici niște potențiale abilități de leadership la niște oameni care poate vin din tehnic și te apuci și construiești pe ele. Înțeleg corect? Da. Mie mi se pare grozav, vreau să salut chestia asta. Deci eu am înțeles așa, Ion, că aveți parcursul de specialist, uh -huh. expert, project management, unde practic vorbim despre un set de skill-uri foarte specific, la să uh -huh. poți să operezi complexitate, să găsești soluții, să te adaptezi, astea sunt puncte foarte, și leadership care e despre a inspira, mobiliza, alinia stakeholder, e mai people-oriented decât project management e people management și project management. Astea sunt cele trei direcții, corect? Da, corect. Mie mi se pare grozav că faceți chestia asta și e un lucru fain pentru că o perioadă lungă de timp specialiști în general, experții tehnici, oamenii care aveau puncte forte și pasiuni în zona asta de lucru cu task lucru cu codul efectiv, dacă vroiau să crească, trebuiau să se ducă în roluri de leadership, de condus echipe, ceea ce eu pe parcursul anilor am avut nenumărate săli de curs cu oameni care erau trimis să și îmbunătățească soft skills-urile astea, comunicare, empatie, theory of mind, a putea să simulezi ce e în capul lui la negociere, persoasiune, ei ne și să facă lucrul ăla, dar dorindu-și să crească profesional. Așa că înțeleg că la voi, chit că vrei să ai relație nemijlocită cu task specialist, că vrei să conduci proiecte, big picture view, dar tot pe task, project. Sau că te pasionează zona de people, să lucrezi cu oameni, să construiești echipe, să recrutezi, să conduci Oameni, leadership-ul, voi aveți spațiu pentru toate trei. Da, exact. Și ce mai pot să adaug aici, pentru mine, au fost și îi în continuare un element uh, important. Pentru că îți poți uh, baza deciziile în carieră, cum ziceai și tu, pe ceea ce îți place să faci. Iar dacă îți place să faci, înseamnă că oarecum ai și un talent pentru asta. Și mai mult decât atât, pe lângă programele de dezvoltare, dacă e să ne uităm la întregul pachet de beneficii, să știi că el este tratat în mod egal, indiferent de, de, drum. de traiectoria ta. Tocmai pentru a sparge mitul ăsta despre care am vorbit, că dacă vrei, spre exemplu, să câștigi mai mult într-o organizație, trebuie să urmezi partea de people management sau leadership sau cum vrei să-l numești. Mm -hmm. Super fain! Felicitări! Uite, mie mi-a venit în minte, m-am adus aminte apropo de ce descriai. Nu știu dacă am vorbit vreodată, cred că în rețeau am vorbit Dorin o idee asta, în podcast unde m-ați invitat tu și cu Tudor și cu Anca. Uite, inclusiv istoricul meu, eu lucrez în zona asta de training, coaching și acum podcasting, dar... La origine, eu am avut o relație apropiată cu zona tehnică. Între 11 și 14 ani am avut numai Linux, eram pasionat de programare, făcut site-uri înainte să existe, nu știu, WordPress și lucruri de felul ăsta, și doar ca să ilustrez un lucru pentru cei care ne ascultă: aceleași puncte forte care m-au ajutat, de pildă, să construiesc site-urile respective sau să instalez, să compilez un kernel sau să, nu știu, scriu cod sunt aceleași puncte forte care când mi-a apărut pasiunea pentru neuroștiință și psihologie, m-au ajutat să am o abordare tot așa analitică, inginerească, în a înțelege cum funcționează creierul, pe cât am putut înțelege până în punctul ăsta. Și dau exemplu ăsta că talentele sunt transferabile. Adică pot să văd o abilitate a unui om într-un context și dacă îmi dau seama că e un punct foarte de ale lui, abilitatea e transferabilă cam în orice va face chit că își cumpără mașină, planific o vacanță sau scrie cod la birou. De asta, talentele sunt primul element și unul foarte important. Păi și, Paul, că te-am auzit zicând de ți s-a dezvoltat pasiunea pentru neuroștiință și, de asemenea, povestea e unul, te, la un moment dat ți se dezvoltă pasiunea pentru people management leadership. Propun să trecem la pasul 2 sau a doua coordonată din modelul ăsta și te invit pe tine, Paul, să ne povestești un pic uh, despre pasiuni. Pasiunile sunt al doilea element de care vorbea și Sir Ken Robinson în, în The Element, în carte. Respectiv, sunt interese, lucruri pe care ne place să le facem sau să le studiem și, în general, domenii sau teme sau zone care ne captează atenția. În contrast un pic cu punctele forte sau cu talentele, pasiunile se pot modifica în timp. Eu, de exemplu, nu știu, când aveam 10-11 ani sau hai să o iau chiar mai devreme când eram în 1-4, eram pasionat de Lion King, Spider-Man și supereroi Marvel sau DC Comics. Puteam să-ți povestesc istoricul lui Spider-Man sau Batman. Aia era în registru pasiunilor mele. Când am descoperit zona asta de informatică, tăi că mi pornind o firmă care oferea internet în ploiești, în orașul din care vin eu, petrecând timp cu el la asamblat calculatoare, configurare, țele, a început să mă pasioneze zona asta de IT. Deci pasiunile noastre poate să evolueze în funcție de factori circumstanțial contextual. Când am început să fiu preocupat de fete, de exemplu, am început să mă pasioneze zona de psihologie, să înțeleg dar oare de ce Cătălina îl place pe Liviu și nu mă place pe mine. Cred <laughs> că sughiță, da, sughiță da. Cătălina de câte ori am zis povestea asta. Dar pasiunile nu sunt neapărat constante în timp. Poate să fie, dar nu e obligatoriu. Și uite, la ideea asta foarte vehiculată, că dacă faci ce îți place, adică ce te pasionează, nu o să muncești tu o zi în viața ta, ar spune două lucruri. Ba da, o să muncești, în sensul că poți să ajungi la burnout și făcând doar lucruri care îți plac, pentru că sistemul nervos are nevoie și de repaus. Dar mai important de atât ne spune știința e să-ți construiești alegerile profesionale pe puncte forte Având încredere că dacă faci ceva la care te pricepi în mod natural, care să sprijină abilitățile tale naturale, în timp o să înceapă să-ți placă. Dacă reușești să găsești intersecția între talente și pasiuni, de pildă, dau speță concretă. Dacă eu am puncte forte în zona de a comunica liber, fără script, fără text, lucru care se vedea la mine din clasele 1-4, că vorbeam ușor în fața clasei și pasiunea pentru psihologie și neuroștiință, păi la intersecția lor, iată, poți să faci training, poți să faci podcasting, poți să ții prezentări, comunicare ca punct foarte, pasiune pentru psihologie și neuroștiință. Și așa arată o potențială intersecție. Poți să fii jurnalist care scrie pe temele astea, cum a fost Daniel Goleman, cel care a scris mult pe zona asta inteligenței emoționale. Astea sunt primele două coordonate. Talente pasiuni. Talentele au o constanță mare în timp să pot șlefui, dezvolta, cultiva, dar să văd acolo din primele luni sau ani de viață la un copil. Pasiunile evoluează în timp să pot schimba de la o perioadă la alta în viața noastră și sunt de ce sunt importante în, alegerea, în alegeri profesionale? Dacă faci ceva ce te pasionează, o să ai sistemul nervos populat cu dopamină. O să ai chef de munca pe care o faci. Dacă pe mine mă pune cineva să fac horticultură, eu nefiind pasionat de subiectul ăsta, probabil că o să o fac cu puțin entuziasm și puțină energie. Dacă cineva vrea să vorbim despre, nu știu, motivație, mindset, memorie, structuri corticale, sunt șanse că o să am chef, adică pasiune pentru subiectul ăsta, și la 11 noaptea și la 8 dimineața. Uh -huh. Foarte, foarte fain și noi am mai discutat despre subiectele astea. Eu aș da și perspectiva un pic în companie. Unde? Poate frame-ul cu care te poți mișca nu este așa de larg cum povestești și m-aș întoarce un pic la ionuț. sunt foarte curios și de perspectiva lui pentru că eu ce observ prin companii și și din cariera mea de corporatist, că oamenii care au atât talent cât și pasiune pentru ceea ce fac la job, ăștia sunt oamenii vizibili, îi vezi că pasionați, dar nu sunt neapărat cei mai mulți. Și atunci mai observ prin companii că se organizează, nu știu, hobby-uri sau activități din astea extraprofesionale pentru pasiunile pe care le au cumva oamenii să le hrănească. Sunt curios la voi, Ionuț, dacă există astfel de preocupări. Da, e aplicabil și pentru noi la Bosch și aș vrea în primul rând să vorbim despre apartenența la o comunitate și anume Îți dau un exemplu. În urmă cu o săptămână, cred, am avut un coleg nou, și în cadrul un, unui meeting în care da, el s-a prezentat. ăsta e, e unul dintre aspectele pe care le scoatem. Adică, ce-ți place ție să faci în afara a ceea ce faci prin natura jobului. La care el a zis: Uite, pasiunea mea e hiking-ul. În momentul următor, colegii care tocmai organizau o ieșire de genul acesta. L-au adăugat, l-au invitat și merg împreună la hiking, cred că într-o săptămână sau două. Și, din ce în ce mai mult, văd necesar cumva conectarea și transparența asta a pasiunilor, pentru că găsim foarte multe pasiuni comune între noi, nu vorbim poate suficient despre ele. Și atunci. Ce se întâmplă în companii, sau ce văd eu în Bosch, e că oamenii, în primul rând, se organizează ei să facă aceste activități care îi pasionează, până când se aștepte din partea companiei. Iar cu siguranță, compania vine în ajutor. Da, vorbim de, nu știu, plantat copaci, spre exemplu. Dacă eu sunt o persoană care e pasionată de natură și vreau să contribui cumva în direcția asta mergi la o astfel de acțiune care e organizată de companie. Mai mult decât atât. Să vorbim despre, nu știu, vă invit în sediul nostru din Cluj-Napoca, unde de la tot felul de jocuri, da, dacă vă îți place tenisul de masă, ai oportunitatea să mergi să joci un tenis de masă. Dacă îți plac jocurile video, uci la etajul 5 și ai o consolă unde poți să să te joci. Ai contextul să îți pui în practică pasiunile tocmai la locul de muncă. Uh -huh. Deci, eu aștept momentul ăsta de când ne-am apucat noi cu înregistrările pe Mind Architect. Să te invite cineva la tenis de masă. Na, și asta, și doi, să-mi întreb eu, colegii, ce neurotransmițător al fericirii da. se eliberează atunci când suntem în comunități? Ia să facem testăm. Bine. În comunități și în conexiune cu bine exact. că în comunități poate să fie mai mulți, oxitocină. Ah, bravo! Dorin, Mulțumesc, dar... Dorin! <laughs> Dorin, nu da prea mult din casă, că o să vorbim într-un episod viitor despre apartamentul la grup. Bine, atunci îl facem așa ca, ca și team. teasing. Da. Eu ce vreau să scot în evidență din ce ne-a povestit Ionuț aici e că în orice lucru care ne pasionează, apartenența la un grup de like-minded people, de oameni care gândesc, simt și au preocupări comune, amplifică chestia asta. De pildă, cred că și munca noastră e mult, mult mai bună de când suntem în echipă. Cel puțin eu asta am resimțit și în ceea ce privește propria mea muncă. De când există Mind Architect și lucrăm împreună, cei 11, 12, 13 oameni care colaborăm frecvent, discuțiile pe care le avem, faptul că unul mai găsește un articol, altul găsește o formare, altul a avut o experiență pe care o împărtășește și o analizăm împreună, amplifică preocuparea, pasiunea, interesul pentru subiectul ăsta al psihologiei și neuroștiinței, subiectelor ăstora. Așa că cred că pe orice plan ar fi, chit că ești pasionat de asta sau de pescuit sau de programare sau de o formă de mișcare, tenis, sport, hiking, orice ar fi, a fi împreună cu alții care au pasiuni și preocupări comune amplifică interesul pentru subiect. Deci astea ar fi primele două elemente, talentele și cu pasiunile, sau puncte forte și pasiuni. Super. Paul, uite, aș vrea să te întreb, e foarte clar cum arată primele două în contextul conversației noastre de astăzi cu proiecte de lungă durată, potențial stres pe parcurs, Valorile ce rol au aici, mai ales ce sunt ele și cât sunt de mm, importante? Frumos, asta cu valorile e al treilea pilon, deci TPV de la valori. Valorile, simplist discutat despre ele, că e mult de vorbit aici, sunt ca niște poli energetici din psihicul nostru care fie atrag, fie resping lucruri, oameni, traiectorii profesionale și așa mai departe. Un exemplu simplu. Dacă eu de pildă am o valoare pentru libertate și angajatorul meu îmi spune trebuie să dai cu badge la 10 și trebuie să dai cu badge la 6 la plecare, s-ar putea ca cerința asta, procedura asta să intre în conflict cu valoarea mea pentru libertate și să simt o nevoie de a mă extrage din respectivul mediu de lucru. Sau dacă eu prețuiesc competența și am un manager pe care îl percep incompetent, pot să simt că nu mai vreau să fiu acolo. E și vorba asta pe care o știu și de la Dorin și din alte contexte, că oamenii nu părăsesc organizații, părăsesc manageri. E, valorile noastre sunt dobândite pe parcursul vieții, pe de-o parte din interacțiune cu părinți, familie extinsă, prieteni, societate, cultură și așa mai departe. Ele fie apar în momentul în care, conștient sau inconștient, am învățat să prețuim ceva. Deci, dacă la mine în familie se punea mult preț pe respect, și am văzut că toată lumea vorbea politicos și cu respect față de alții, pot să ajung să prețuiesc și eu asta prin modelare. Efectiv, învăț prin repetiție și asociere că asta e ceva dezirabil în mediul de care eu aparțin. Sau valorile se mai formează și prin viduri. Dacă de exemplu mi-a lipsit siguranța fizică sau financiară sau emoțională când eram copil, pot să ajung să prețuiesc foarte tare siguranța. Și acolo nu e că am modelat ceva ce era prezent, ci am învățat să prețuiesc ceva ce mi-a lipsit foarte tare. Valorile, similar cumva cu punctele forte, au o doză de constanță mare în timp, în contrast cu pasiunile care se pot modifica. Și în, un, în mediul organizațional, aici e cumva poate că cea mai dificilă aliniere pentru a, a fi bine cu tine la birou să trăiești într-o echipă sau într-o organizație care nu atentează la valorile tale cele mai importante. De exemplu, dacă prețuiești, cum spuneam, libertatea, mediul profesional a început, mai ales după pandemie, să ofere mai multă libertate. Poți să alegi să lucrezi de la birou sau de acasă, poți să alegi, nu știu, să lucrezi din diferite orașe, dacă e o companie care are birouri în mai multe orașe și așa mai departe. Poți să alegi să vii la birou îmbrăcat cum vrei, asta iară poate să ajute pentru oameni care prețuiesc asta puternic. Acum, provocarea și recomandarea ar fi când ne alegem un parcurs profesional sau dacă suntem deja într-o organizație, să facem evaluarea asta, băi, e compatibil mediu de lucru, echipa, misiunea organizației este cu ce e important pentru mine? Pentru că dacă nu e, o să ne simțim obosiți în fiecare zi. Să faci ceva care intră în conflict valorii cu ce contează cel mai mult pentru tine, produce tensiune interioară și ca să poți să rămâi în echilibru psihologic, deși există tensiunea, disonanța asta interioară, asta consumă foarte, foarte multe resurse. E nevoie de călăreți, de cortexul prefrontal, care să permită state integration, să pot să trăiesc în echilibru și cu dorința mea de a-mi face treaba bine aici, dar și cu faptul că mă enervează teribil că, nu știu, vindem zahăr colorat adolescenților și eu nu cred că e bine să faci asta. Astea ar fi valorile pe cel mai scurt de care am fost eu capabil. Acum, noi știm că în companie există aceste valori oficiale pe care le și afișăm Scriem. pe pereți, exact. da? Și eu chiar cred în ideea asta de a rezona tu ca individ cu valorile companiei. Da, uite, îl întreb pe Ionuț. În cazul Bosch, care sunt valorile oficiale ale companiei și cum rezonezi tu personal cu acesta sau ce observi la colegii tăi? În primul rând, aș începe cu faptul că valorile mele, în concordanță cu valorile companiei, au fost și îi un element decisiv pentru care sunt aici. Deci aici pentru mine au venit importanța valorilor. Acum, dacă îi să vorbim despre Bosch, compania are o istorie de 140 de ani. Iar. O astfel de istorie îndelungată, din punctul meu de vedere, necesită un set de valori foarte puternice pentru a rezista în timp. Pentru mine, despre ce aș vrea să vorbesc sau pe care aș vrea să scot în evidență, vorbim de responsabilitatea asta socială, de unde și sloganul nostru Invented for Life. Și când vorbesc de responsabilitate socială, am un exemplu. Programele pe care noi le avem în uh, universități și anume vorbim de cursuri pentru industria auto și chiar și programe de masterat, unde eu personal am acceptat cumva provocarea de a preda un curs la universitate. Iar cum rezonează asta cu mine? Pentru mine e important ca activitatea pe care o desfășor profesional să aibă și un impact în societate. Și faptul că am reușit să și reușesc să dau din ceea ce eu am acumulat prin activitatea pe care o, o prestez și viitorilor profesioniști și să le aduc perspectiva asta a industriei în cadrul universitar, care pentru noi până la urmă este gratuit în România, mm -hmm. da un mare mm -hmm. beneficiu, pentru mine mi-a adus o satisfacție. Și aici vine importanța valorilor pe care compania le are și a potrivirii lor cu valorile personale. Uite, mie mi se pare foarte fain din ce ne pe pilonul ăsta cu valori, că de multe ori compatibilitatea valorică între un om și o organizație sau între o persoană și alta poate să țină de cald în zile reci. Adică dacă eu, de exemplu, sunt într-o organizație în a cărei misiuni cred foarte tare sau într-o organizație care pentru mine nu numai că nu intră în conflict cu ce prețuiesc cu valorile mele, dar poate chiar e în linie cu ele, atunci pot să trec cu vederea faptul că altcineva mi-a oferit 300 de euro în plus să mă duc în alt rol, unde mai ales la inginer software, eu nu cred că tu știi mai bine, în perioada asta cât de Mare e seceta într-un fel și cât de mare e bătaia pentru talente, pentru oameni cu potențial. Ori, iată, compatibilitatea valorică, cum ne descrii și tu, să poți să dai înapoi dacă prețuiești asta, să poți să contribui la educația generațiilor viitoare și așa mai departe, indiferent pentru fiecare dintre noi ce prețuim, poate să fie un avantaj competitiv foarte pragmatic într-o piață în care e mult mai multă cerere decât avem ofertă ca să poți să fidelizezi, securizezi, dorin cum se numește, nu? Loializare sau cum îi spune un mediu corporate. Da, da, da. Compatibilitatea asta valorică poate să fie un mare, mare avantaj competitiv și atunci eu încurajez organizațiile să walk the talk, să trăiască în linie cu ce scriu pe pereți, pentru că alinierea asta între ce susții, că reprezinți și ce faci de fapt, poate să fie unul din cei mai puternici diferențiatori și în employer branding și în general în calitatea vieții oamenilor la respectivul loc de muncă. Bun, și ca acum am ajuns și la a patra dimensiune pe care aș vrea să o punem în fotografia asta totală, să vorbim un pic despre motivații. Paul, insertul tău să ne povestești un pic ce e cu motivația. Pelușele <laughs> dans, Paul Play. Deci, exact. Capitolul motivații. Eu am simțit să o adăugăm și pe asta model, pentru că dacă valorile au constanța asta puternică în timp, motivațiile au un grad mai mare de variabilitate. Motivație poate să fie să am destui bani cât să îmi trimit copilul la școală în străinătate, să simt că sunt respectat profesional, să am parte de distracție și timp liber și hedonism sau plăcere. Deci, cumva, dacă vă e ușor, dragilor, puteți să puneți valorile și motivațiile la un loc, pentru că, în esență, sunt lucruri, sunt poli energetici, cum i-am numit, care atrag sau resping experiențe oameni, roluri profesionale. Sau puteți să le vedeți ca două elemente diferite, unde valorile sunt pilonul mai constant și mai profund, iar motivațiile sunt pilonul mai variabil, care, când spunem variabil, nu se schimbă de la o săptămână la alta, dar se pot schimba de la, nu știu, un an sau de la an la alții. Dacă aveam o motivație în jurul stabilității sau siguranței financiare și am bifat o să mă motiveze altceva. Pe când dacă am o valoare pentru libertate și trăiesc libertate, nu e ca și cum valoarea asta o să dispară pentru mine. Cam asta ar fi diferența. Motivațiile sunt practic rezumabile la ce îți dorești să obții acasă și la birou, ce nevoie resimți intens, recurent, indiferent de context sau de circumstanțele cotidiene și de ce e important să ținem cont și de acest al patrulea pilon în alegerile profesionale și în, cum să zic, orientarea asta în interiorul organizației sau în tranziție între organizații? Eu, de exemplu, dacă mi-aduc aminte din viața personală, când eram la început de carieră, aveam nevoie de bani. Era o motivație foarte puternică. Pentru mine, să am mai mulți bani. Era o motivație care alți colegi din mediul ONG, unde am pornit eu profesional, la 16-17 ani, aproape că se uitau așa, cu ochii nu tocmai buni, că bă, ăsta e obsedat de bani, vrea bani. Mediul ONG nu e o, cum să zic, subiectul <gântu> bani nu e ceva ce poți să discuți ușor. Și mi-am dat seama că până când n-am reușit să-mi satisfac motivația asta și să am suficienți bani cât să pot să îmi folosesc energia mentală la altceva decât la a securiza, n-am fost în elementul meu, n-am fost cel mai productiv în ce făceam profesional. Deci, dacă de pildă vă motivează, dragilor, evoluție profesională sau vă motivează să părăsiți țara, că sunt oameni care vor experiență internațională, recomandarea e să fiți atenți și conștienți de motivații pe lângă talente, pasiuni și valori și să încercați să faceți pași profesional să luați decizii profesionale care să vă ducă mai aproape de ce vă motivează. Pentru că, o să aveți mai multă energie pentru muncă și performanță. Dacă nu primesc ce mă motivează, sunt tot timpul în stres și știm din multe conversații din Mind Architect că în momentul în care stresul devine cronic, nu prea mai avem energie pentru performanță. Super, mult, mult mai clar acum, Paul. Și uite că tot ai adus discuția de stres cronic, care poate să fie o conversație de sine stătătoare, dar noi suntem aproape de finalul episodului ăstuia, așa că aș vrea să te invit să ne întreptăm către câteva concluzii și să te întreb la finalul episodului ăstuia, deci dacă ar fi să tragem câteva liniuțe despre cum ne putem ajuta de TPVM ca să ne menținem într-un spațiu optim de productivitate, de satisfacție, de aliniere cu noi înșine. Care ar fi Aș ideea? simplifica -o așa în două idei, Luci. Prima idee că e util cu ajutorul testelor, conștientizării, coachingului, terapiei, să identificăm care sunt aceste patru elemente pentru fiecare dintre noi. Deci, eu, Paul, care îmi sunt talentele? După aia, ce mă pasionează? Ce valori am? Și ce mă motivează în perioada asta a vieții? Deci, primul pas e conștientizare eu cred că orice organizație care își dorește o forță de muncă productivă și oameni fericiți și mulțumiți și angajați la birou ar fi util să-i ajute pe oameni să identifice astea patru elemente. Și după aia pasul următor, care subliniez că cel puțin în practica mea și cred că a noastră în general în organizație, e un proces iterativ, adică nu se termină după prima tură, e ca la Agile, să luăm decizii care să ne ducă de fiecare dată cu un pas mai aproape de alinierea între astea patru. S-ar putea să nu găsim direct un rol care să fie compatibil cu punctele forte, să ne și pasioneze, să nu intre în conflict valorii cu noi, să ne dea și ce ne motivează. Puțin probabil, ca prima traiectorie profesională să le bifeze pe toate. Dar dacă suntem atenți și conștienți de ele și îmi dau seama, bă, uite, eu un rolul curent, fac ceva la care-s bun și îmi place, deci talentele zbifate, domeniul îmi place, mă pasionează ce fac aici, dar valoric nu mă simt tocmai confortabil cu faptul că, nu știu, nu e echilibru între muncă și viață personală. Pentru mine echilibru e important în general, deci am nevoie de a bifa asta. Și la următoarea iterație, când îmi schimb rolul în aceeași organizație sau când plec dintr-o firmă în alta sau când iau decizii în general, să consult și pilonul ăsta valoric, să zic, băi, Mă duce pasul ăsta mai aproape de aliniere și cu ce valoream, cu ce contează pentru mine? Și, ultimul pilon, ăsta motivațional, care e destul de prezent în mintea noastră, e să văd dacă pasul următor pe care mi-l propun profesional mă ajută să și obțin ce mă motivează. Dacă vreau mai mult timp, îmi dă pasul ăsta următor mai mult timp sau mă încarcă și mai mult? Dacă vreau mai mulți bani, pasul ăsta îmi crește veniturile sau mi le ține pe loc sau mi le scade? Și în momentul în care reușim să ne apropiem de alinierea ăstora, și alinierea nici nu trebuie să fie perfectă, frumusețea este că trăiești într-o stare de tonus psihologic, de angajament, într-o stare de bine în care și performezi profesional, dar nici n-ai sentimentul că ești epuizat la finalul fiecărei zile. Dezalinierea între astea, patru puncte poate să ducă fix la sentimentul pe care sper că din ce în ce mai puțin oameni îl trăiesc, în care simți luni dimineața că îți vine să vomiți, ai o reacție fizică, viscerală, când te gândești că trebuie să te duci iar la birou. Super. Da, uite, Paul, vreau să îți împărtășesc experiența mea în zona asta descoperirii celor patru poli sau să plec un pic la motivație. Motivația mea când am venit la Bosch era una destul de simplă. Doream un job și vreau să fiu într-o companie de produs. Nu vreau să fac outsourcing. Uh -huh. Și m-am alăturat. Am început în zona de dezvoltare, în 2015, după care am avut oportunitatea, în cadrul organizației, să încerc uh, și alte zone. De aia, din zona de dezvoltare, am trecut în zona de project management și, cum ziceai, în 2018 am început în zona de leadership. Pentru mine, una dintre modalitățile prin care compania te poate ajuta și prin care Bosch te ajută, având în vedere multitudinea de roluri, pe care o avem, da? suntem undeva la 1000 de ingineri, peste 1000 de ingineri astăzi în centru uh, centrul din Cluj-Napoca și creștem. Prin această rotație a rolurilor pe care le ai, reușești să te descoperi, vezi ce ți se potrivește, cel puțin pe mine asta m-a ajutat. Și ca să revin la partea de talent management, Vă ziceam că avem programele de dezvoltare structurate pe cele trei direcții, da? Zona de leadership, zona de expertiză tehnică sau zona de project management. Indiferent de zona de dezvoltare pe care o alegi, din care program faci parte, toți încep cu același training, cu același subiect, partea de self-awareness. Iar You're pentru fine. mine, în 2018, când am început activitatea și mi-am început cariera pe zona asta de leadership am stat undeva la trei zile cu ajutorul unui coach să vorbesc despre mine. E, după acest training, mi s-a schimbat cu totul perspectiva despre mine și am reușit să înțeleg de ce. Mi-a plăcut ceva sau nu mi-a plăcut altceva, de ce apreciez asta și nu aia. Și atunci, ca să concluzionez, importanța sau modul prin care poți cel mai bine să îți descoperi cei patru poli îi să începi să te cunoști pe tine și să investești cât mai mult timp în tine. Mă bucur din tot sufletul că ai zis asta și mai ales venind de la un om cu multă expertiză tehnică, venind de la cineva care e inginer, practic, software. Băi, foarte fain pentru că de multe ori trăim cu ideea asta. Eu sunt un om de task, sunt un om care, care îi plac chestiile fixe, lăsați-mă pe mine prostiile astea cu dezvoltarea personală și cu cunoașterea de sine și mă bucură, nu știu, mărturia sau autodezvăluirea asta a ta foarte tare pentru că noi în Mind Architect în general credem că cunoașterea de sine este calea către la propriu, o viață mai bună acasă și la birou și mă bucur mult că în experiența ta asta se validează în practică. Să trăiești experiențe și să observi lucruri despre tine după ce le trăiești ca aici e componenta. Nu e suficient doar să le trăiești trebuie să și distilezi niște concluzii la final. Garantat și iată și cu proba a trăiți tu te ajută să iei decizii mai informate. Și acum dragilor sperăm că după episodul ăsta aveți și o nu știu cum să spun, matriță sau un cadru după care să vă orientați. Puncte forte sau talente, pasiuni, valori și motivații. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră.